ziua. Să începem cu o scurtă prezentare despre dumneavoastră și proiectul de care vă ocupați în momentul de față. Sigur, numele meu este Alex Rădulescu, sunt directorul de vânzări pentru ansamblul Trend Residence, de care discutăm astăzi, iar ca și ansamblu este situat pe Splaiul Unirii, după zona Vitan Bârzești, cum mergem spre ieșirea din oraș spre Autostrada Soarelui, și un ansamblu destul de vast, care cuprinde atât apartamente cât și case, în preponderent case, dezvoltat pe 9 hectare și jumătate. Care sunt avantajele zonei în care se află Trend Residence? Principalul avantaj îl consider liniștea pe care o ai chiar la doi pași de oraș și vecinătatea față de oraș, având în vedere că e un ansamblu preponderent de case. În majoritatea celorlalte ansambluri sunt situate după inelul de centură al orașului. Care sunt facilitățile pe care le au la îndemână locatarii din acest ansamblu? În primul rând discutăm de o incintă securizată, unde sigur nu-ți va fi frică să-ți lași copilul afară să joace. Că tot veni vorba de copii, există și spații special amenajate de joacă și spații verzi. Cer scuze. De asemenea, există piscine pentru cei care locuiesc la casă, unde se pot relaxa vara. Care sunt principalele diferențe între tipurile de locuințe? Din apartamente, vile, ne referim la ambele categorii. Cred că avem o gamă destul de vastă de locuințe, începând de la apartamente mai mici ca și suprafață, pentru tinerii la început de drum, care poate accesează un credit prima casă și cu prețuri destul de accesibile, începând de la 35.200 de euro, plus TVA-ul de 5%, și mergem până la cea mai mare vilă, care are 244 de metri construiți, pentru cineva care are o familie mai numeroasă. Ce soluții financiare le oferiți celor care sunt interesați de achiziționarea unei locuințe? Cred că avem toate variantele posibile. Pentru cei care optează pentru un credit ipotecar, atât standard cât și prima casă, avem un departament de intermediere credite propriu, care se ocupă de la început până la sfârșit de obținerea variantei de creditare. Bineînțeles, nu există niciun cost pentru clienții noștri, pentru acest serviciu, și de asemenea avem și o variantă de plată în tranșe la dezvoltator. Și ce aleg cel mai des clienții să folosească? Ce fel de credit? Ca și variantă de creditare, vorbim în general de prima casă și destul de surprinzător, cel puțin pentru anul acesta, destul de multe locuințe s-au achitat din surse proprii. Care sunt caracteristicile tehnice de care oricine ar trebui să țină cont la alegerea unei locuințe? Eu, dacă mi-aș cumpăra o locuință, în primul rând m-aș uita la calitatea materialelor folosite la construcție, bineînțeles și la compartimentare, să fie pe placul meu, și vecinătatea față de punctele de interes pentru fiecare în parte. Care este disponibilitatea în momentul de față pentru locuințele din Trend Residence? În momentul de față, pentru vile mai avem din trei tipuri disponibile, inițial mai sunt două disponibile, varianta Smarald și varianta Rubin, iar ca și tipuri de apartamente, încă mai avem din toate variantele. Cum se raportează clienții la prețurile Trend Residence? Cel puțin în ceea ce privește vilele, foarte mulți sunt încântați de varianta noastră de preț, pentru că sunt destul de apropiate de apartamentele din blocurile vechi și mulți sunt încântați să treacă la casă față de blocurile antice. Iar ca și apartamente, v-am spus, prețurile sunt destul de mici și sunt foarte accesibile pentru oricine vrea să-și procure o locuință. Ca o comparație, am făcut la un moment dat o statistică pentru cine vrea să ia un credit prima casă. Chiria la un apartament cu două camere ar fi mai mare decât îi vine rata, dacă ar opta pentru una dintre variantele noastre. Ați observat vreo schimbare anul acesta în preferințele clienților? Destul de surprinzător, v-am spus, modalitatea de achitare din surse proprii. Probabil, sau mulți dintre ei au vândut o altă proprietate și au cumpărat ceva la noi și destul de mulți au trecut către variantele mari de case, adică foarte multe cereri sunt pe vile. Câte locuințe ați vândut anul acesta în ansamblu rezidențial și câte mai sunt disponibile? Ansamblul nostru este construit în două etape. Prima etapă este finalizată și suntem destul de aproape și de finalizarea vânzărilor. Și având în vedere acest lucru, deja am început lucrările pe etapa a doua, care vor livra locuințe undeva
bănuiesc în primăvara anului viitor. În final, ce ne puteți spune despre colaborarea cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro? E foarte interesantă varianta aceasta de interviu, prin care clienții noștri ne pot descoperi sau potențialii noștri clienți ne pot descoperi și, în rest, numai lucruri de bine. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!